dau volum la bas, îmi dă sângele pe nas și aștept adrenalina să mă bage în extaz. Creierul cedează, mușchii se încordează, inima pupează tare, basul și cu topă mare. Hai să vorbim un pic despre poezie, că știu că, uite, ai susținut poezia în subteran. Povestește-ne un pic despre lucrurile inedite. Tu nu participi la, în afară de Megastar, care e mainstream, în rest te duci la underground-urile astea ciudățenii foarte simpatice. Da, bine, mi se pare ciudat că atunci când vorbim de poezie, vorbim de underground. Poezia este pe buzele tuturor zi de zi. E drept că poate s-a pierdut în ultimii ani meseria de poet, de om care scrie versuri și apoi scoate o carte, iar acea carte se vinde și din acei bani el poate să trăiască și să o scrie și pe a doua. Au trecut acele vremuri, dar a trecut și vremea în care poeții erau, setau trenduri și oamenii se uitau la ei ca la niște, știu și eu, persoane de cult, să spunem, ca la niște idoli. De față, poezia a coborât la nivel pământean, dacă vrei. Este în continuare printre noi, nu mai este o meserie, dar da, este printre noi. Și slabe șanse să omoare cineva poezia. Ce au încercat ei să facă cu acest concept a fost să readucă poezia cumva în prim plan. Exact ce s-a întâmplat și cu muzica, s-a întâmplat și cu poezia și cu mai multe arte. Pe lista asta a priorităților pe care ne-o facem fiecare, tot timpul apar alte lucruri importante pentru pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și atunci tot ce înseamnă arte și cultură cade undeva după 10. Am încercat să readucem puțin poezia, așa, să mai facă și ea 3 pași în față. Și sper să continuăm, pentru că a fost un eveniment foarte frumos și foarte bine organizat. Îmi place nebunie ideea să te urci într-un metrou, iar în acel metrou să fie lipite niște stickere pe care să fie un vers sau, știu și eu, niște fraze, niște gânduri, cum să zic, așa, dezbrăcate de orice fel de intenții din astea materiale. Hai să zicem că eu am 5 minute de putere în România, putere absolută. Și zic, băi despot, frate, iată, te numesc ministru culturii. Faci ce vrei tu, 3 luni de zile în cultura românească. Ce ai face în alea 3 luni de zile? Eu socialist, eu cred foarte tare în implicarea omului de cultură. Ce aș putea să fac, aș putea să-ți compun niște melodii, mai departe nu știu, pentru că nu mă pricep. N-am, sunt unul dintre... Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le faci în momentul în care te dedici, în măsura în care mă dedic eu muzicii, este să părăsești într-o oarecare măsură, cum să zic, dacă ai avea de ales între a trăi cu picioarele pe pământ și cu capul în nori, eu aș alege varianta a doua, știi? Și atunci probabil că n-aș fi bun de ministru al culturii. Pe de altă parte, numește un bun ministru al culturii în ultimii ani și atunci poate m-aș descurca și eu cât de cât. Îmi pare rău, în emisiunea asta eu pun întrebările. Okay. Am o întrebare de la un prieten, știu eu, cu prietenii. La cu Annihilator sau ce? Nu, mă cam mai mult, stai liniștit. Ăsta ascultă mai mult Rush. Ascultă mai mult Rush, băiatul ăsta, deci ai grijă că știe ce vorbește. Întreabă-l pe despot dacă e arogant ca așa e el sau e arogant ca așa vrea să arate lumii. Ca o chestie de PR, așa. Vezi, tu, sunt arogant prin comparație. Cât că oamenii s-au învățat cu tot felul de bufoni din ăștia care apar la televizor și spun lucruri, cum să zic, nule, dar o fac non-stop, cu zâmbetul pe buze. În toată plaja asta de măscărici mă găsesc și eu. Mai sunt și nebărbierit, mai am și părul lung, mai sunt și ciufut din când în când. Dar eu sunt un om real. Nu sunt un om care se ascunde după niciun fel de imagine. Oricine altcineva în locul meu probabil ar face la fel. Dacă ar vrea să-și păstreze, știu și eu, dramul ăsta de realism. În rest, da, vorbim de păpuși. Asta e. Așa, în încheierea emisiunii, ca de la un arogant la un alt arogant, okay, îți mulțumesc foarte tare, okay, și spun foarte sincer asta. Și mă bucur foarte, foarte tare că ai fost exact așa cum am așteptat să fii. Nu, ai tăiat lemne cu toporul, nu cu brișca. Mersi tare, tare mult. Zi bună.
Mersi. Știi cum zic mulți? Mă, facem și noi ce cere piața. Trebuie să mănâncă și gura noastră pâine și da, facem ce cere piața. Eu am alergie la sintagma asta. Există și opțiunea asta, numai că nu este a noastră. Punct. Da. Publicul nu are nevoie de mari filozofii și de, știu și o drame intense. Publicul vrea ceva extrem de concentrat și de scurt și pe înțelesul lui. Aici, două minute mai facem. Suntem în timp. Da. Suntem în timpul meu.